Fie fost bine, normal, nivel mediu. Unde ați întâlnit greutăți? La Iseu. Dar ce chemă? Moștenirea imperială de la Imperiul Roman la Imperiul Bizantin. Care a fost diferența dintre Iseu și Iseu? Cred că doar la Iseu un pic, nu știu, eu personal mi-a să port un pic mai greu. Rest, totul bine a fost. Unde ați întâlnit greutăți? Aproape nicăieri, deoarece dacă te pregătești destul de atent și înveți parcursul anului, cred că e destul de ușor. V-au incomodat că ne lăsau în viață? Nu, niciun stres, deoarece deja am dat două bacuri cu camele și deja poți să te dai cu dânsul. Ce mesaj ați avea pentru generația următoare? Să dai stăruință de cursul anilor de liceu și gata. Cred că aceasta vă aduci ca bac să fie rezolvat cu succes. Nici o greutate n-ați fi. Normal. La ce ați dat? La istorie. La ce ați întâlnit greutăți? La ISEA un pic, la legătură cauzală, așa în rest a fost bine. Ce v-a incomodat în timpul examenului? Nimic. Și mi-a sărat atât pentru studenți care vin cu generația următoare? Să învețe. Atât, da. La ce ați susținut examenul? Matematică. Și cum v-a părut examenul? Nu, a fost exerciții complicate, dar ne-am exprimit. Și la ce ați întâlnit greu Ultimele exerciții care au fost cele mai grele, îmi pare că. Ce diferență a fost între primele examene și examenul de azi? Nu, primele examene pentru mine au fost primul. E română că eu știu, ne-a fost mai ușoară, dar ești mai grele, ultimele trei. De ce? Anume, ultimele au fost mai greu. Căci am probleme în limba română, limba rusă e complicată pentru mine, căci mulți povești de învățat trebuie, mulți autori și ne-a fost greu. V-au incomodat cumva camerele, asistenții? Cel mai greu îmi pare că mai complicat a fost că unele mult timp a durat când ne-au adus lucrările și ne-a fost cam stresant. Ce mesaj ați avea pentru generația următoare? Eu sper că generația următoare vor da examenul fără camere și fără așa stresuri și vor fi lucrările mai ușoare. Cum a fost examenul de azi? Păi, cum? Greu. La problemele care ultimele exerciții, 2, 8 și 9. Ce m-a incomodat cel mai mult în timpul examenului? Da, nimic nu m-a incomodat. A fost dificultate să copiați sau a fost cineva dat afară? Nu, nu a fost nimeni dat afară și nu cred, fiecare s-o stare cum opt tot. Nu cred că s-o opt de copii. Care a fost diferența dintre primul examen și primul examen? Păi care? Nu știu diferență. Nu a fost nici mai greu, nici mai ușor. De greu în felul noi. Matematica mea grea, celălalt mai ușor. Ce mesaj ai de pentru generația următoare? Păi să înveți cât au timp la școală.